Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu dispozițiile articolului 134, aliniatul 1, litera A, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 73, din 21 octombrie 2021, emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți toți consilierii. Ședința fiind legal constituită, își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mulțumesc. În primul rând vă spun bine ați venit. După cum putem constata, avem cel puțin unul dintre motivele de bucurie. Avem cele mai bune auspicii în ceea ce privește vremea. S-a încălzit, da? Am reținut și rugămintea unui dintre consilieri care cerea de funcția de viceprimar ca să fiu cât mai scurt. Da, vă pot spune că sunt și aici premii defavorabile. Nu avem o așa numită ordine de zi foarte bogată, asta nu înseamnă că nu este la fel de importantă ca ceea ce facem aici. Am să reamintesc ordinea de zi deja cunoscută de dumneavoastră, cred că și de publicul interesat, pentru că ea este publică și a fost afișată. Avem la primul punct un proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului comunei noastre pe trimestrul al patrulea. Al patrulea sau trebuie? La punctul al doilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Comunei Bogdănești pe trimestrul 3. Inițiator subsemnată, la fel ca și la primul. Punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind asocierea Comunei noastre cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de corectare a deșeurilor municipale. Inițiator subsemnată. Punctul al patrulea înseamnă tot un proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramului și a statului de funcție pentru aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdănești, inițiator subsemnat Cutuma, care se pare că e ultimul punct, solicitări adresate Consiliului Local. Cum la vot ordine de zi anunțat, ținește pentru. Mulțumesc pentru bunăvoința dumneavoastră. Predau ștafeta domnului președinte. Da, mulțumesc pentru încrederea acordată. Doamnă și domnul consilier, domnule primar și stimați invitați, înainte de a trece la ordinea de zi, rog pe domnul secretar general să prezinte raportul de la. Deci, tot ce spune aprobare procesul de la încheiată ședința anterioară. Dar primarul în aceste procesuri de valoare. Am văzut cu mâna sus. Trebuie să-mi pun ochelari de mână. Deci era numai... Dacă nu, s-o pot spre aprobare procesul urban încheiat în ședința extraordinară din luna septembrie 2021. Cine este pentru? Mulțumesc că unanimitatea de votul procesul urban încheiat în ședința anterioară a fost aprobat. Poftiți. Da. Trecem la ordine de zi, punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UATE Bogdănești, județul Bacău, către ministrul 4, 2021. Inițiator, domnul primar. Mulțumesc. Avem deja precedente destul de numeroase în ceea ce privește acest proiect de hotărâre, care este unul din atribuțele, de numeroase atribuțe ale Consiliului Local. Banii sunt ai Consiliului Local. Eu nu mai cheltu împreună cei din aparat. Este o rectificare interesantă, pentru că are două domenii. În ceea ce privește aportul propriu-zis de
ban, e vorba de aport, înseamnă că e o rectificare pozitivă. Chiar dacă ea este minusculă față de obișnuitele noastre. La primul punct, propun aprobarea rectificării bugetului local pentru numărul 4 la secțiunea de funcționare cu suma de 0,21.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea este și el inedit, în sensul că ne întâlnim mai rar cu asemenea reglare financiară. Propun aici aprobarea rectificării bugetului local pentru metru 4 prin virarea de credite de la titlul 85, care înseamnă plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent cu suma de 50,97 lei la secțiune de funcționare. Deci cei 50.000 sunt defalcați pe partea de funcționare, 34,47 lei, iar la secțiunea de dezvoltare, cu suma de 16,50 lei, la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se face parte integrantă din prezenta hotărârii. Probabil v-ați informat, reamintesc pentru cei care sunt dornici să înțeleagă ce înseamnă asta. Apropo de faptul că este și filmată această ședință, este vorba de o reglare financiară în urma controlului Camerei de Conturi Bacău și care în vremea de ne-a ajutat mult, pentru că știe și rolul Camerei de Conturi să procedeze la consiliere și pur și simplu la o intervenție pozitivă față de interesele administrației locale. Deci, au fost recuperate niște sume sau niște, în terminologia mai nouă, adecvată, niște beneficii nerealizate pe care le-au încasat cei care au avut relații contractuale cu noi și în urma consilierii auditorului au returnat niște bani care au revenit la bugetul local. Practic tot ceea ce au stabilit că a fost plătit în afara legii, în urma pretenției care le-au avut, au fost returnate, deci aceste beneficii în timpul controlului. Spuneam că cei 50,97 lei înseamnă 34,47 la secțiunea de funcționare, iar la secțiunea de dezvoltare 16,50 lei. Sunt sume care se regăsesc în anexă care face parte din prezenta hotărârii. Articolul al treilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romene, consilieră în aparatul de specialitate a Primarului Comunei Bogdănești. După aprobare, secretarul general Comunei, domnul Andrei Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate și instituției prefectului județului Bacău. Și referatul de aprobare se axează pe considerentele pe care le-am expus de la de plan dat atât. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul primar, dar sunt obiecțiuni, completări, întrebări ceva? Comisia 1. Așa, comisia de specialitate în urmă. Totul sub supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine în alimentare de pregătire de putere de la rectificare bugetului de la de putere și pentru pentru Pablo a fost aprobat. Mulțumesc. Punctul 2 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de la de putere și pentru
2023-2020. Și apel domnului ales pe da, am anticipat un pic în ideea că ne-am mai întâlnit cu asemenea proiect de hotărâre conform legii finanțelor publice, odată la 3 luni. Pentru trimestrul care a trecut și pentru ultima trimestru, pentru ultimul trimestru, trimestrul al patrulea, legea stipulează în felul următor. În ultima lună, din trimestru, deci înainte de încheierea propriu-zisă la trimestru, în luna decembrie, o să ne întâlnim. Sunt 3 articole care compun acest proiect de hotărâre. La primul articol, propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul 3 al anului 2021, conform cunoscutelor anexe 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobarea primarului comunei, este doamna Răcăuțeanu Romenia, consilier, vor aduce la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea, secretarul general al Comunei Bogdanești, doamna Antoiu Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul Comunei Bogdanești, instituție, prefectului județul Bacău. Dincolo de anexa respectivă, care înseamnă practic niște coloane de cifre, care au o părăneală semnificația lor, de interes, care e normală, a stat la baza conceperii proiectului de hotărâre, este raportul compartimentului de specialitate privind execuția bugetului local de trimestru al treilea. Și pentru o elucidare ca și o concluzie, sunt acele procente pe care noi le uzităm. Ele se regăsesc de fiecare dată în referat și care ne ajută să înțelegem cum stăm cu execuția bugetului. Ca de obicei, primul punct de interes într-o ordine firească a raportului sunt veniturile proprii previzionate așa în casa întâlnesc al treilea, care au fost realizate în procent de 97%. Deci veniturile proprii. Apoi, veniturile raportate la secțiunea de funcționare și la secțiunea de dezvoltare. Fie împreună, fie separat. Deci, dacă la realizarea veniturilor am spus cam ăsta este nivelul întâlnit în situații similare, deci la analiza execute, la analiza realizării veniturilor proprii pe trimestrul al treilea, 97% este procentul, care cel puțin la prima vedere este un procent mulțumitor. La total venitul secțiunea de funcționare de dezvoltare, procentul înseamnă 59% și ca de fiecare dată el este mai mic decât realizarea veniturilor proprii, pentru că o parte dintre venituri pe care noi putem conta, de exemplu, veniturile la investiții, la investiția cea mai consistentă, apă și canalizare, avem venituri, dar au fost activate, evident, într-o proporție mai mică, pentru că proporția este mai mică și la cheltuirea acestor venituri pentru realizarea proiectului. Aici am spus că avem 59%, cheltuiele, trecând la partea a doua care trebuie să fie în echilibru cu veniturile, cheltuielile pentru secțiunea de funcționare, deci luate separat,
sunt în procent de 70%, cheltuielile pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare, deci luate împreună pentru trimestrul făcut analizei, înseamnă 43%, la fel în legătură cu ceea ce s-a putut cheltui, având în vedere ceea ce am putut edifica consorțiul cu care avem contractul pentru apă și canalizare. La secțiunea de dezvoltare, planul la venituri a fost de 36%. 36% în cea mai mare parte înseamnă exact cheltuielile pentru apă și canalizare. Eu cam dat atât. Mulțumim domnului primar, domnul doamne doamnă, pentru avizare. Comisia de Specialitate, mă rog. Dar și de niște obligații, dacă le-ați văzut, față de materiale.
articolul 3. Atat a fost patrat acestui proiect de hotărâre după 90. Să mă dați să întrebări ceva pe marginea de acest punct? Că nu supune la vot. Cine este pentru? De ce nu mai am și proiectul de hotărâre la punctul 3 de ordine de zi a fost aprobat? Da. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Orbănești, pentru 4. Inițiator, domnul primar, ales cu pe domnul. Mă încep cu proiectul de hotărâre. La primul articol propun să se aprobe transformarea funcției publice, care este vacantă, dar nu e funcția publică de referent, clasa 3, grad profesional superior din cadrul Departamentului de Dezvoltare Tehnică, Urbanizare a Teritoriului, în inspector clasa 1, grad profesional superior. Și aici avem un alineat să se aprobe transformarea funcției publice vacante de referent, clasa 3, grad profesional superior, din cadrul compartimentului secretariat, stare civilă, autoritate tutelară, asistență de protecție socială, resurse umane și agricole, în consilier, clasa 3, grad profesional superior. Articolul al doilea înseamnă următoarea propunere. Aprobarea modificării organizării și, și a statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Unitare de Tăbăcău, cu modificările prevăzute la articolul 1, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă în prezentul proiect de hotărâre. Articolul al treilea, după aprobare, doamna Toma Viorica, referent, și doamna Răbăuzeană Romilea, consilieră în aparatul de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire hotărârii. Articolul 4-lea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Mucioi Vasile, primarul Comunei Bogdanei, doamne Toma Viorica, compartimentului financiar contabilitate și instituție prefectului de din Bacău. Aici cred că este nevoie de o discuție mai puțin formală, pentru că la o lectură și audiere pentru persoanele mai puțin avizate, trebuie să spun, nici noi nu cred că suntem foarte avizați. Sună cam mai dificil, prezint, dar nu mai dificil de înțelegere, să spunem. Aici, sigur, titlul proiectului de hotărâre este modificarea organigramei. Ne-am întâlnit cu modificarea organigramei și a statului de funcții. Sunt două documente conexe care se referă la gestionarea, la problematica nu ușor de rezolvat a resurselor umane. Toți cei care ne desfășurăm activitatea, mai ales pe partea de execuție, ne regăsim în această organigramă. Începând cu subsemnatul, viceprimar, cu asistente personale și așa mai departe. Am menționat în referatul de aprobare că este o problemă delicată, problema resurselor umane, care este complicată de un context mai general, nu mai din cauza ghilimele unde mai primă cei mai puțin avizate, nu mai din cauza mea sau din cauza celor din primărie. Suntem mai mult în primărie și mă bucur că mai împărțim din alta colectivă, dar eu sunt mai renovat cu sau fără ghilimele, inclusiv pe resursele umane. A spus că este bine să înțelegem care este situația privind personalul din primărie, această structură specifică a administrației locale, fără personalitate juridică.
și așa mai departe, dar care are un rol foarte important în mersul treburilor în fiecare zi și pe toată durata unui mandat. Și am spus că trebuie să pornim de la ideea că lucrurile sunt într-o dinamică a lor. Nu rămân pe vecie întâlnit. De exemplu, nu este un secret, la ora actuală, personalul din primărie înseamnă o generație pe care eu am cunoscut-o de la primul mandat și care este spre, să spunem mai politicos, asta este dincolo de zenit. Cel puțin din perspectiva vârstei, mulți dintre noi s-au pensionat deja. O parte au plecat chiar din sistem, au plecat din primărie și se pune problema, în mod firesc, înlocuirii lor în conformitate cu legislația în vigoare. Prin hotărâre de guvern se stabilește la cât personal plătit din bani publici până de ala are dreptul primăria voluntare, ca primărie de gradul 3, după câte îmi amintesc. Și din 23 cât dintr-un număr de 23 de persoane cât figurăm noi în statistică care ajunge până la nivel guvernamental, 16, după câte știu, sunt posturi ocupate. Evident, există și o explicație. Am considerat întotdeauna că nu este nici cazul și nu avem nici resursele financiare să umplem această organigramă, statul de funcție, să angajăm cât ne dă voi răi. Multă lume ne critică, e dreptul fiecare să critique, că suntem prea mulți în primărie. Nu suntem deloc prea mulți. 23, dacă suntem 16, e o diferență, nu? În același timp, considerat că este bine să ne întâlnim și să deliberăm pe marginea acestei problematici esențiale pentru activitatea din primărie, fiind vorba de oameni, fiind vorba de resurse umane, să regândim sau să gândim în așa fel încât ca acest demers să-și atingă finalitățile dorite. Adică să putem angaja, că noi am mai avut tentative de angajare după ce funcția publică, de exemplu referent urbanist, care a gerat domnul Stângă, a devenit vacant conform legii la pensionare poate să devine vacant. El gera funcția de referent pe studii medii. Am încercat la un moment dat, puteam să transferăm în condițiile lege, fără îndoială, dar stați interesat cineva de la primăria Unirii, care se vede că n-am văzut care e salarizarea, nici n-am mai dat care. La fel s-a întâmplat cu doamna care a gerat ca și domnul Tungă cu toată onorabilitatea posibil și cu eficiență, că altă contează. În primul rând, oameni serioși, eu le mulțumesc, le păstrez și cred că nu numai eu, cu amintiri deosebite de oameni serioși, dar asta e viața. Și aici postul a devenit liber. Așa, sigur, s-au făcut demersuri, cu gesti, aluzii, încă n-am ajuns la presiune chiar așa, și de ce nu am angajat sau auditor, de ce nu am angajat pe ăla,
chiar încă e controlul de pe curții de conturi, care ne trage de urechi de ce s-au plătit pe deplasări pentru câțiva leuți, pe așa mai departe, deci pune problema venitului, a cheltuirii banului public cu eficiență și de altă parte, de ce nu mai angajată, de ce nu mai angajată, așa mai departe. Bine, sunt opinii, dar asta a fost viziunea mea și asta va rămâne cât voi fi în primărie. Nu mă grăbesc să angajez dacă nu aduce eficiență. Ca să plătesc un funcționar public în timp de un an, la cât prevede legea și la cât se merită. La un moment dat, cred că în jur de miliard. Duce cu toate contributele la stat și așa departe. Problema, să pun e clar, ce face persoana angajată pentru banii aceștia. Totuși, am făcut acest demers. În primul rând, m-am consultat cu doamna Toma Beres, un personaj important cu Felicie, cadrul ședinței de astăzi. A fost citată și rămâne scris aici. Pentru că răspunde că un compartiment, o problematică foarte importantă, gestionarea resurselor umane. De la ea am primit, de exemplu, un referat că e bună să umblăm la încadrare și așa mai departe. Am și urma experiență pe care le-am avut cu tentativa de a angaja pe cineva la urbanism. Pur și simplu, va rămâne o problemă foarte greu de rezolvat, atunci sunt lucruri care vin din sistem. Pentru că la urbanism nu se poate prezenta, nu poate ocupa această funcție cu chiar oricine. Trebuie să aibă un minim de pregătire de specialitate. Înainte de pandemie se mai organizau cursuri la nivelul Consiliului Județean. Acum, datorită situației sanitare, acest lucru nu mai este posibil. Nu mai este posibil, el nu poate să se prezinte la concurs. Cum ar crede cei neavizați. În al doilea rând, chiar și cei care în mod firesc ar dori să participe la concurs, să se transfere, cum spune legea, pe funcția publică din rata de la Ana Portucu. Păi trebuie să știți să faci ceva la registru agricol, la toate evidența bunurilor pe care o are primăria. Trebuie să te pricep la legea fondului funciar. Doamna Portuc chiar ne-a ajutat la rezolvarea problemelor specifice legislate privind fondul funciar. Cunoștea lumea, cunoștea în amont cum au evoluat lucrurile la reconstituirea dreptului de proprietate, la constituire și așa mai departe. Dar am zis să facem primul pas, să facem posibile și cât de cât atractive aceste posturi. Vedeți că le-am adus la un nivel de salarizare, plecând de la studii superioare. Am încercat să eliminăm salarizarea în raport cu studiile medicale, este total neatractivă una. Nu numai pentru că este neatractivă. Studii superioare înseamnă o persoană mai bine pregătită. Cel puțin teoretic. Dacă este mai bine pregătită și are un comportament pe care îl întâlnim și în jurământul de cultă pe care dintre noi are bună credință, lucrurile se pot acorda la mod pozitiv. Dacă nu ai omul, dar nu ai competență. În sfârșit. Ați văzut că avem organigrama care este o construcție abstractă, matematică, pe care am reparat, toată relaționarea.
gradul, nivelul de studiu despre care vorbeam, pe care am reparat. În urma acestui demers, eu am sperat dacă o să treacă proiectul de hotărâre, pentru că este constructiv pentru ceea ce înseamnă administrația locală, va fi un beneficiu. Compartimentul de resurse umane, sub coordonarea domnului secretar general, va efectua demersurile care nu vor fi ușoare. Pentru că legislația este destul de complicată. Ca să angajeze un om în coordonare, dacă vreți, sau sub umbrela Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, condusă de doamna Vijulie, o mai vedeți pe la televizor, aia e mama lor, nu cam să spun tata lor. Durează cel puțin o jumătate de an. O procedură, la un moment dat, sunt potmolește din motive temeinice, legale, trebuie reluată. Nu știu. Doamna contabilă deja am trebuit să distanțeze de mine, așa, mai departe. Întotdeauna au fost... Că nu. Au fost probleme între primar și contabil. În sfârșit, la mai puțin, sau mai rar. De exemplu, anul următor, în mod legal, se poate pensiona. Vă dați seama dacă la registrul agricol sau la urbanism, unde de bine de rău am identificat o soluție în colaborare cu Direcția de Urbanism a Consiliului Județean. Contabila are de loc în fiecare zi. Dacă dânsa se pensionează, a doua zi nu mai vede la primărie, problema se pune cu cine rezolv problemele curente. Eu sper să mai țină Dumnezeu, poate ne mai vine mintea la cap și guvernanților. Nu neapărat ca un afront personal. Sunt atâtea primării care o duc greu cu personalul. De bine, de rău, mai suntem aici, în municipiul Onești, cu ieșire de la drumul european, dar gândiți-vă la cele mai izolate, așa. Unii găsesc un om cu experiență, cu bună credință, a doua zi, cum a spus. Cam asta este. Deocamdată este o problematică foarte importantă, pe calea de consecință și destul de sofisticată în societate. Da? Nu vine nimic de la tine, trebuie să facem ceea ce prevede legea și ceea ce prevede legea noastră prevede. Mulțumesc pentru răbdare. Mulțumim, domnul primar. Comisia de Specialitate în Valorizare. Mulțumim, domnul președinte. Cu aceasta declar ședința.